Mulțumesc! Это люди, надо сказать, очень упертые, по-нашему говоря. Никто возвращаться не хочет. Von Lettland und Polen und Belarus, sondern es ist eine Frage Europäische Union und Belarus. România vrea ca Statele Unite să trimită mai mulți militari la noi, la noi în țară. Anunțul este făcut de ministrul de externe, Bogdan Aurescu. Oficialul a spus că solicitarea vine în contextul în care Rusia devine tot mai agresivă pe flancul estic, pe flancul estic al NATO. Ministrul a vorbit în exclusivitate la Digi24 despre criza de la granița dintre Polonia și Belarus. A anunțat că Uniunea Europeană va impune noi sancțiuni guvernului de la Minsk. Este o temă care s-a aflat pe agenda discuțiilor de astăzi în cadrul Consiliului Afaceri Externe și am discutat împreună cu ceilalți miniștri de externe, împreună cu colegii din Polonia, din Lituania și din Letonia, care sunt direct afectați. Care sunt modalitățile prin care Uniunea Europeană poate să acționeze în așa fel încât să fie stopată această utilizare de către regimul Lukashenko la ceea ce asistăm din partea regimului de la Minsk. Este utilizarea acestor migranți care sunt aduși din diverse destinații, din diverse țări din Africa, din Orientul Mijlociu, într-un mod organizat în Belarus. Și apoi sunt aduși la, iarăși organizat, la granița fie dintre Belarus și Polonia, fie la granița dintre această țară și Lituania sau Letonia. A fost în mod unanim, toți miniștrii de externe au fost de acord, să fie adoptat un nou set de sancțiuni împotriva regimului de la Minsk, care să targeteze pe cei care acei responsabili, acei oficiali care sunt implicați în acest efort de utilizare, de instrumentalizare nepermisă a migranților în scopul de a face presiune asupra Uniunii Europene. Urmează ca în zilele următoare să fie finalizat acest set, acest pachet de sancțiuni, care este al cincilea pachet de sancțiuni și România se află, trebuie spus, printre statele care cosponsorizează acest pachet de sancțiuni împotriva regimului de la Minsk. Nu pot să vă dau în acest moment exemple, tocmai pentru că se discută în continuare la nivel tehnic. E vorba despre o listă de persoane care vor fi supuse acestor sancțiuni, dar și o serie de agenți economici, de probabil companii turistice, se vorbește și despre aeroporturi care sunt implicate în acest proces de instrumentalizare politică a migranților. Ceea ce este important este că astăzi s-a realizat consensul politic, toate statele membre practic au sprijinit acest proces politic și evident și România a sprijinit această decizie. Astăzi s-a discutat în marja Consiliului Afaceri Externe în cadrul unui mic dejun de lucru informal cu ministrul de externe ucrainean, la care au participat mai mulți dintre colegii mei miniștrii ai afacerilor externe, în care am ascultat ceea ce ministrul de externe ucrainean ne-a relatat cu privire la situația creșterii prezenței militare rusești în apropierea, în proximitatea graniței estice a Ucrainei, folosindu-se o parte din infrastructura care a fost deja creată în luna aprilie, atunci când am asistat de asemenea la o desfășurare foarte mare de forțe și echipamente militare rusești. Și, după cum vă aduceți aminte, după ce s-a realizat acel exercițiu militar amplu, o parte dintre aceste echipamente și forțe au rămas pe teren. Prin urmare, ele pot fi folosite și sunt utilizate, se pare, pentru folosirea lor ca punct de sprijin pentru, mă rog, această desfășurare de forțe care se petrece în prezent. Am discutat, de fapt, situația de securitate de la Marea Neagră și cu ocazia vizitei pe care
am efectuat săptămâna trecută la Washington, am discutat și cu secretarul de stat Blinken aceste chestiuni, inclusiv în contextul în care administrația americană pregătește în prezent o strategie de securitate la Marea Neagră, iar România dorește să participe la elaborarea acestei strategii. De altfel, cu acea ocazie am și discutat un set de propuneri preliminare din partea României pentru o abordare cuprinzătoare a ceea ce se poate construi în cadrul acestei strategii, care însă trebuie să aibă în vedere și acordarea de resurse concrete pentru a nu rămâne doar un exercițiu de tip teoretic. În ceea ce privește NATO și flancul estic, este clar că este necesară în perioada următoare, în pregătirea summitului NATO de anul viitor, o întărire, o consolidare a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic. Este o chestiune pe care o discutăm de ceva mai multă vreme, și anume aceea a mobilității militare. Este un subiect care se discută atât în cadrul Alianței Nord-Atlantice, cât și în cadrul Uniunii Europene, fiind de altfel și pe agenda comună de cooperare între Uniunea Europeană și NATO, și vom continua să discutăm despre aceste aspecte pentru a găsi soluții practice. Cu ocazia vizitei pe care am avut-o la Washington săptămâna trecută, am abordat în discuțiile cu partea americană și importanța pe care o au două proiecte pe care România le susține, inclusiv în cadrul inițiativei celor trei mări. Este vorba despre Rail to Sea și Via Carpatia, Rail to Sea fiind un proiect care privește construcția unei căi ferate între portul Constanța de la Marea Neagră și portul Gdansk de la Marea Baltică din Polonia. O linie ferată care are atât o contribuție la dezvoltarea economică a regiunii și la stimularea economică post-pandemie, deci la recuperarea după criza generată de pandemie, dar are și o componentă importantă legată de mobilitatea militară pe flancul estic. Via Carpatia, la fel, este un proiect care are în vedere conectarea rutieră a sudului și respectiv nordului acestei regiuni, iarăși cu posibilitatea de folosire pentru mobilitatea militară, în așa fel încât trupele să poată să fie transportate mai rapid împreună cu echipamentele lor pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Deci suntem conștienți de această necesitate și atât la nivelul NATO cât și în relația cu partea americană discutăm despre aceste chestiuni pentru a putea găsi soluții practice, inclusiv o eventuală sprijinire financiară din partea Statelor Unite a dezvoltării acestor proiecte.